Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjan. Așa cum anunțam deja telespectatorii și văd pe ecran, emisiunea de astăzi este dedicată în primul rând memoriei centenarului care s-a sărbătorit în acest an de la nașterea marelui dascăl Grigore Pupăză. Era normal să nu lipsească din studio domnul Dan Pupăză, fiul marelui dispărut, în același timp dascăl la rândul său și dânsul în retragere. Și, în sensul și acum că, la pensie. Da. Un om însă care a făcut extrem de multe pentru memoria lui Grigore Pupăză, în același timp pentru cultura gorjeană. Că o să vedeți că cele două lucruri s-au legat foarte mult în acești ani. Bun venit în emisiunea noastră. Bine v-am găsit, dumneavoastră și telespectatorul dumneavoastră. Vreau să începem discuția chiar de la acest eveniment, sărbătorii și de instituțiile de cultură de la Gorj, da. Și trebuie remarcat acest lucru că de regulă strălucesc sau în multe cazuri strălucesc prin absență la multe evenimente importante. De data aceasta n-au ratat evenimentul nu. Poate că e și meritul dumneavoastră, asta ca o paranteză. Însă aș vrea să discutăm puțin despre cei 100 de ani ai, de fapt, mult mai puțin din nefericire pe care i-a trăit dânsul pe acest pământ, dar despre Grigore Pupăză, dascălul și autorul de carte, aș încerca să vorbim pentru începutul acestei emisiuni. De fapt, totdeauna a fost talentat și a scris multe lucrări. Unele s-au păstrat, altele au ajuns și pe foc, dar cele care s-au păstrat sunt de folos astăzi. A fost un colaborator al ziarului Gorjanu, al revistei Învățătorime Gorjene și al unei reviste a învățătorilor din Sălaj. Pe unde a fost, pe acolo a scris. Și pe front a avut un jurnal în care, după, la sfârșitul zilei, își consemna câteva rânduri la ceea ce s-a întâmplat atunci. De ce avem norocul să vedem aceste lucrări? Că le-a scris și le-a și aranjat în viață. Dar a zis niciodată că poate vor vedea lumina tiparului, pentru că nu prea avea voie să publice, nu prea, în ultimul timp, după 55, nu avea voie să scrie în presă și a fost profesorul Cârstoiu care l-a luat alături și l-a apărat și l-a pus să scrie. L-a văzut că scrie frumos. Și vreau să vă zic că a scris multe lucrări, din foarte multe, pentru că fiecare, orice lucrare din prima a scris-o, nu a rectificat nimic. Am manuscrisele perfect aranjate și asta era forma finală. Era mare lucru să poată scrie fluent și scrie destul de elevat, fără să fie nevoie să revină permanent pe text. Nu, n-a revenit. N-a bine, revenit. Dânsul și cărțile pe care le-ați publicat, mai ales dumneavoastră, după 1989, arată că a folosit o documentație extrem de vastă. Practic, constituie repere bibliografice pentru foarte multe lucrări apărute în Gorj sau în țară în ultimii ani. Dacă vreți să vă zic și treaba asta, toată bibliografia o găsesc în bibliotecă. Am aranjat-o frumos acolo, așa, tot ceea ce indic aici în bibliografie sunt acasă. Și să știți că unele sunt unice. Dacă alții reușesc să mai scrie, dacă rescriu ceva de acolo și zic indică în bibliografie ceva, să știți că sunt reviste care nu se găsesc oriunde. Dar, da, e foarte dar le-am păstrat, sunt acolo, că, de fapt n-a folosit chiar totul din ele. Mai sunt multe lucruri de folosit din acele reviste și sunt învățăminte și astăzi. Da, e o memorie, o experiență care trebuie transmisă generațiilor viitoare. Indiferent cât ne europenizăm noi în ultimii ani, calitatea învățământului românesc a fost remarcată de la Spiru Haret și după modelul românesc au luat alții. Acum importăm modele străine fără rezultate palpabile. A spus un lucru foarte mare. M-am uitat că nu știu ce mareșal din Ministerul Educației a plecat în Finlanda să se inspire pentru învățământul nostru. Cum să lucrăm noi în învățământul, să-l facem să fie performant. Dacă lua documentele lui Spiru Haret, dacă lua documentele lui Angelescu, nu avea voie să... Nu avea nevoie și cred că cei mai de sus, din păcate au fost liberali și poate nu toți îi înghit.
Dar nu cred că politica asta contează. Să dar... știți că pe vremea aceea liberal însemna cu totul altceva. Cu totul altceva. Dar păcat că a plecat, s-a deplasat până în Finlanda, când putea să ducă într-o bibliotecă, dacă este, dacă nu le dau eu documentele, să vadă ce ar trebui să facă. Nu avea nevoie să căutăm prin alte documente. Pe cei doi să-i punem în aplicație. Și o să vedem ce a făcut Spiru Harris și Angelescu în România ca să fie o țară ca lumea în lume. Avem modelele acestea și e foarte important. Întorcându-ne la Grigore Pupăză, în acest an, cum spuneam, s-au sărbătorit 100 de ani activități dedicate acestui eveniment, Centrul de Creație a făcut chiar simpozionul, o parte a simpozionului a fost dedicată acestui eveniment. Cu acest proiect ați reeditat, de fapt ați editat pentru prima dată, dacă prima am înțeles dată, bine, nu, prima dată. Două cărți sau trei cărți foarte importante. Haideți să le prezentăm telespectatorilor, să vorbim despre ele pentru început. Ce se întâmplă? Am găsit materiale puse acolo cu grijă în diferite dosare și am luat câte unul și la un moment dat s-au strâns destul de multe. Și numai bine că am zis că ar trebui publicate și ar trebui grupate. Proia s-a pus cum să le grupez. Și atunci am avut niște oameni aproape de mine care au zis hai să le grupăm așa. Și le-am grupat unele din articole, o parte din ele le-am zis Dascălia Verea României, în care se vedeți că... Un titlu extrem de inspirat și de care ar trebui să ținem cont mulți. Știți de ce? La Gorj aici a fost o mișcare culturală la 1900 fantastică. Fantastică. Și atunci ei constituie un exemplu la nivel național, nu numai pentru Gorj. Că spune că n-avem modele. Avem modele și Gorjul are modele care le poate impune la nivel Și cred că o să ne oprim acolo și pe copertă am pus chiar dascălii de la începutul gimnaziului Tudor Vladimirescu, i-am pus pe copertă pentru că asta a fost făclia culturală în Gorj. Da, să arătăm și telespectatorilor puțin această carte. Ea așa arată. Încă se poate găsi în librării sau încă nu? Încă nu se poate găsi. Atunci când am avut simpozionul la Arcani, am avut suficiente și s-au distribuit. Dar dacă sunt ceva probleme, eu o să las un număr de telefon ăsta la redacție și pe măsură ce anumite persoane doresc, poți să le pun la dispoziție. De fapt, cartea asta ar fi interesantă să fie în biblioteca fiecărei școli, că toți ar avea de învățat ceva și am face un pas mai repede înainte decât să ne îndemne unii într-un marș. A doua carte, care ați scos-o tot cu această ocazie, noi o să revenim și la prima, dar a doua carte... Contribuții la monografia folclorică a Văii Jaleșului. Asta așa am găsit-o și o legasă și pusese acolo toate lucrările și ca să vedeți că tot folclorul care l-a strâns nu l-a lăsat numai folclor, ci l-a și pus în scenă. Și acolo, aici îi vedeți pe Arcăneni, pe scenă Operei Române din București. Da, un eveniment extrem de important. Iar cea de-a treia? E vorba din experiența de dascăl al lui Grigore Pupăză. Și aici o să vedeți foarte multe lucruri interesante, printre altele. Această lucrare este utilă învățătorilor. Sunt două lucrări foarte importante pentru clasele 1-4 și profesorul de limba română, cum a reușit să învețe copiii să citească, cum i-a îndemnat la lectură. Am înțeles. Întorcându-ne la Dascălii Averea României, o carte care spuneam că are o denumire foarte importantă, mai sunt, apropo de atât de activitatea dumneavoastră, de activitatea dânsului la catedră, cu problemele care au fost, și o să ne întoarcem și la viața lui Grigore Pupăză, că este efectiv o carte în sine, viața dânsului, nu mai vorbim de cărțile pe care le-a scris, mai sunt dascălii Averea României? Da, mai sunt, mai găsim. Mai găsim și astăzi. Nu găsim miniștri pentru dascălii de astăzi. Îmi cer scuze. Nu știu cine este domnul ministru de astăzi. Așa, dar numai un ministru mare poate să facă un învățământ foarte bun în România. Un ministru grozav. Cel de astăzi se numește, nu știu, curajos. Nu știu. Da, curaj. Da. Așa, o să avem curaj. Dar nu cred, îmi cer scuze dacă n-am încredere, nu cred că are anvergura ca să dea învățământului așa, să-i dea un avânt.
măcar un avânt să-i dea, nu e vorba să-l ducă la bun sfârșit, nu cred. Stați puțin apropo de avânturi, că toți miniștrii de după 89, toți au vrut să dea avânturi, toți au făcut câte o lege sau au vrut să facă câte o lege și câte o reformă și ne-am trezit unde ne-am trezit, așa că poate dânsul, poate vrea doar să aplice ce este momentul de față, poate ar fi mai eficient. Acum să vă zic, de 25 de ani și în perioada de dinainte, numai doi miniștri au avut o oarecare anvergură, nu le dau numele că aș igni pe alții, au avut o anvergură care au putea să facă ceva, dar din păcate au făcut și ei greșeli. Și atunci școala a mers n-a mers bine. În virtutea inerției și din ce în ce mai prost. Au vrut să-și lege fiecare numele de o reformă și au dezlegat învățământul de realitate. Cam asta este problema. Poate ce spuneți dumneavoastră acum și concluzia de asta s-o ar trebui să o știe și ministru. Și actualul și foștii miniștri poate ar înțelege mai multe. Păi, acum ce se întâmplă? Dascălii de altă dată, în lucrarea asta îi numește ostașii ai luminii. Inspirată. Sau drumul cărții îl găsim aceea. Deci au fost niște oameni care, de fapt, România a făcut progres de pe urma dascălilor, nu de pe urma altora, că poate ne întoarcem și la cealaltă parte, care uneori a blocat dăscălimea și mai ales pe Ștefulescu și pe Iuliu Moisil, i-a făcut praf la Gorj. Alții, o să discutăm despre ei, că trebuie să luăm că sunt ceea ce s-a întâmplat cu ei atunci, s-a mai întâmplat și ulterior. Și ar fi păcat să nu știm să ne ferim de niște, pericole. Da, apropo de dascălii de odinioară pe care i-a avut Gorjul, unul dintre ei cu siguranță este Grigore Pupăză. Poate Doreasa s-a făcut mult pentru memoria dânsului, ați publicat dânsul nepublicat o parte și spuneți că mai e foarte mult de publicat din arhivă, însă pentru unii gorjeni, poate pentru unii telespectatori care se uită la noi, poate auzi numele, dar și poate știu că dânsul era original din Arcani, dar nu știu foarte multe despre activitatea domniei sale pe tărâmul învățământului. Putem rememora pentru câteva repere din viața de dascăl a lui Grigore Pupăză? A absolvit școala normală din Târgu Jiu, pe locul întâi totdeauna a avut premiul de onoare, din clasa 1 până în clasa 8, a fost și șeful școlii din partea elevilor. Așa a fost, era al treilea după cei doi directori, era al treilea în așa ca funcție în școală, avea grijă de internat. Așa a terminat școala normală, a cerut să fie repartizat în Ardeal. Acolo a nimerit într-un sat de unguri și i-a învățat pe unguri românește cântând și dansând cu ei. Și de pe ei s-a un pericol pentru preotul reformat de acolo, care chiar îi pusese gânduri rele. Deci, cu copiii s-a înțeles foarte bine. Să nu gândim că toți ungurii sunt împotrivă. Da, erau niște copii extraordinari. Adică imediat asimilau totul, dar nu mai trebuia să aibă pe cineva să-i învețe. A fost pe front, a fost la momentul când au părăsit Basarabia și și-a luat o glie de pământ în valiză, a gândit el că mult timp nu mai vedem Basarabia aici, a fost la cedarea Ardealului și acolo a avut alte gânduri, a zis vom reveni, n-a intrat niciun glonț, dar vom reveni să ne luăm Ardealul înapoi și așa s-a și întâmplat. A fost la bătălia Sevastopol, unde din Pluton le-au urmat 7 oameni. Dar a avut șansă să scape. A avut șansă să scape. A fost îngropat de vei și era mână afară. Apoi a fost la o bătălie cu armata sovietică în pădurea Murzescu de lângă Iași, de care istoria noastră nu prea vorbește. Dar a fost o bătălie cruntă, cu mulți morți, foarte mulți morți, da, nu să mă respect. Vara anului 1944, da. Da. Așa, a scăpat și acolo, a fost rănit și a scăpat și de acolo. Și ce vreau să zic, în școala normală au luat și premiul locul al doilea la un concurs de limba română. Întrecere la nivel național. Așa, a dat mâna cu Nicolae Iorga, în care Nicolae Iorga a apreciat lucrările. Ca dascăl, deci după ce a plecat din Ardeal, după ce a făcut războiul, a slujit și în Gorj. A venit la
Câmpofeni și acolo era o mișcare culturală extraordinară, s-a încadrat în acea mișcare culturală, a vrut să facă un cămin cultural cu încă doi dascăl de acolo și unii i-au reclamat, era totul, nu mai trebuia să înceapă construcția, i-a reclamat un coleg de-al lor, 2 ani de zile a durat ancheta, în 2 ani de zile cei de la Runcu au cărat cărămidă, de var, piatră, tot ce a fost acolo, lemn, și-au construit la ei. După 2 ani de zile sunteți liberi, vă felicităm pentru ce ați dus să faceți, dar ați rămas fără obiectul, fără materiale, fără materiale de așa, dar nu... Ca pe la noi. Ca pe la noi, așa. Apoi, cadascăl s-a încadrat perfect în mișcarea culturală de acolo și să vedeți că unde mai apare Pingorjeanu, apar anumite așa date, anumite comunicări, cam cum s-a desfășurat o serbare la Câmpofeni. Era ceva extraordinar. E, am înființat, avea la Câmpofeni cu copiii mei aia mici, avea cor pe 4 voci. Pe 4 voci. Și mergea cu ei la concurs. Am uitat să văd că de la Dobrița a plecat cu ei la Târgu Jiu, tot cu aia mici, cu 10 care, așa, amenajate pentru fân, cu copiii puși acolo, a venit și a dat serbare la Căldărușe. Da, teatru de... teatru. Și a mai venit cu cei din Câmpofeni, cu o piesă scrisă chiar de el, Ziditusa, ținută așa în fața Târgu Jiu, cu afiș, cu tot ce trebuie. Deci n-a rămas numai în comunitate acolo cu activitățile culturale. Da, un dascăl de anvergură care a lăsat ceva în urmă, însă a intrat la un moment dat, deși a trecut piată prin marile evenimente gen al doilea război mondial, a intrat la un moment dat în conflict cu regimul comunist. Bine, știa ce este Uniunea Sovietică și în semnările, în jurnalul lui de front, așa scris să urât de tondoră când nu l-au găsit tovară și că e, nu știu ce ieșea, așa, în semnările despre Uniunea Sovietică. Cunoscusă ce este acolo. A fost o mișcare anticomunistă la Arcadie despre care se scrie foarte puțin, se știe foarte puțin, dar acum sunt în lucru la ea și o să iasă un număr mare de pagini legat de ce s-a întâmplat acolo și cum s-au întâmplat. Era un ofițer de blocat, Grigore Brâncuș din Peștișani, un om foarte cult, și să vă zic ceva dintr-un afiș de-al lor, era împotriva regimului. Și atunci, primul care a căzut a fost Brâncuș, după aia a fost un domn Stoichițescu, domnul Rădoi, și trebuia să-l areseze și pe taică-miu. Și niște activiști de partid îl informau să se ferească că îl arestează. Și atunci, în 52, s-a ascuns la un vecin un an de zile. De fapt, cu ceva ani înainte, nu mai dormea acasă, dormea pe la rude, așa. A stat un an acolo, după care a venit acasă încă 2 ani de zile și a fost arestat de acasă. A fost arestat de acasă la Craiova. Nu l-a bătut nimeni, nu i-a pus cătușe, s-au purtat foarte frumos cu el. Bine, știau, l-au văzut de la început că e un om, altfel de om, nu cam cum erau derbedeii și vreau să vă zic că era pe ultima 100 de metri, nu mai rezista să mai stea acolo, așa, și a avut o anchetă, a venit cineva, un coleg de cancelarie, care avea pete destule, și a început o confruntare într-un birou acolo, cu mulți pe lângă el, și l-a jignit într-una. După 2 ore au plecat, dar nu scoseseră absolut nimic, deci era pe drumul să iese din arest. S-au întors după un sfert de oră și ăsta a început să-l jignească urât de tot, la care taică-miu nu știa nici să se mai semneze că sunt documentele. A luat scaunul de la destejar, el de-abia stătea pe scaun, a luat scaunul destejar și a vrut să-i dea în cap cel care se confrunta. Au parat aia de acolo, s-a făcut liniște în arest, s-a făcut liniște acolo și ca să vezi ce însemnează să fii om deștept. A reușit să se liniștească și cineva a zis acolo, nicio întrebare pentru tovarășul. Taică-mi era domn, ei erau tovarăși. Și a pus o întrebare frumoasă, e tot. Să spună de când știe că fac parte din banda lui Brâncuș, că așa, bandit, lucruri urâte. Și la care cel din față răspunde repede, de un an de zile. Și acuzatul spune, vă rog să-l arestați, că este complicele meu. La care toată lumea a căzut de acord că e complice și că trebuie să-l aresteze și pe dumneavoastră. La care
a început să nege totul, că nu știu, că n-am auzit, că n-am văzut, că să vedeți. Și atunci s-a încheiat toată treaba și după câteva zile l-au scos din arest ca fiind nevinovat. Că ăsta era principalul acuzator, pe el contau. Restul care au venit au vorbit foarte, foarte frumos. Ce însemnează să pui o întrebare pe ultima sută de metri că va să scap de pușcărie. Sau autoritățile să folosească martori, acele autodenunțuri sau ceva care să mai folosești și asta și de multe ori care nu se susțin. Știi ceva, dacă vă dau un dosarul, să vezi ce însemnează turnător, îmi displace ce se întâmplă în societate. Dar apropo de dosarul acela de la securitate, făcut cel pentru care l-aveți, da, la textul. Da, l-am tot. Poate ar fi interesant să fie și el publicat. Nu cred că l-ați publicat până în prezent. Nu, e pus pe calculator, e aranjat și m-am de lucrat acolo. Am și pe ale celorlalți. Că trebuie legate toate. Să nu le las așa. Și de la Stoichițescu am și scrisoare din pușcărie. Să vedeți ce însemnează suferința la canal și ce scria familiei Stoichițescu. Niște scrisoare din pușcărie sunt unicate care le am acolo. Dar un om deștept, iar un om deștept, un om care știu să războiască cu domnii. Și surorile lui Brâncuș au păsit. Au fost tari. Au fost foarte tari în fața sistemului. Sistemul era dur. Și au reușit să nege. Adică, n-au mințit. Au evitat adevărul. O ocolit adevărul. În urmă, scopul, scuză-mi, doace, și mai ales că acolo însemnau ani mulți de pușcărie, dacă ar fi recunoscut acea. Să vă zic un lucru care e valabil, care este astăzi, într-un afiș din ăsta mare, așa, și eu am găsit documentul la dosar, Români și Românci era intitulat. Pe acolo ziceam multe, uite ce se întâmplă. Dar vreau să vă duc la două articole, 51 și 52 din Constituția Uniunii Sovietice și care erau și la noi transcrise, dar în Constituția Uniunii Sovietice în 1950 scria cam așa: niciun membru al Sovietului Suprem nu poate fi cercetat, arestat sau condamnat fără aprobarea Sovietului Suprem. Nu mi se pare că astăzi se folosește, da, era în lege, este în lege. Da. Este în lege, nu? Este în lege. Așa că... Bine, că la noi se deja, practic, o imunitatea nu funcționează decât pentru alte structuri, asta e altă treabă. Da, dar... Din nefecere, dar în lege așa spune că nu poți fără acordul Parlamentului să iei pe niciun parlament. Atunci era Sovietul Suprem. Da. Doar și asta și atunci ce să zice? Apropo de repetarea istoriei de asta sau zic, anumite... S-au transpus niște lucruri care nu sunt normale. Astăzi nu. Ne întoarcem la învățământul de atunci. Cum spuneam, am rămas cu momentul, deci după război, dânsul a slujit la mai multe școli, inclusiv la Arcani, inclusiv la Cornești și s-a integrat... Și la Ceauru. Și la Ceauru. De fapt, la Ceauru am mers prima dată. Ajungând, având, să spunem așa, printre rezultatele importante, cum spuneați, premii la nivel național, implicarea în acea mișcare culturală practic a avut un merit important în reeditarea mișcării Jaleșu din anii 20, da, a renăscut mișcarea Crinu, a renăscut cu dânsul în acea mișcare făcută cu colegii în anii 70, acel cenaclu pe care l-a propulsat și toate celelalte. Fiind la Cornești acolo, eu cred că avea un simț aparte. Simțea unde este o valoare fără să o vadă. Trecea pe lângă o casă, zice, aici trebuie să fie ceva important, un dulap, un stâlp, așa. Și în podul școlii de la Cornești, nu s-a urcat să nimeni atâți ani, s-a urcat și culmea, sub o grindă, nu era la vedeală, erau documentele societății Crinul satelor puse nu știu de cine, nu știm de cine, dar au fost puse acolo și... Cum a ajuns să descopere sub grinda respectivă acele documente, probabil că dacă erau puse în altă parte, vremea le toca. Și le-a găsit, le-a scos și a început să vorbească despre acei oameni extraordinari. Și pe ei m-a impresionat treaba cum doi tineri publică o revistă timp de 4 ani, că au murit amândoi. Da, Copotoiu și Găvan Jaleș. Dar știți, am acasă factura în 500 de exemplare și a revista lor. Enorm pentru vremurile. Enorm. Și era distribuită de la Constanța până la Timișoara. Deci extrem de important. Și ce importanță avea cuvântul scris în perioada aceea.
Da, da, se vede, se vede ce poezii frumoase, ce articole frumoase sunt acolo. Odată cu Găvan Jale și-a murit și revista, dar a luat-o Ionel Buligan de la Brădiceni, un alt entuziast care publicase acolo, și a continuat un an de zile pe cheltuiala lui să o scoată. Deci ia că ce sacrificii făceau. Numai că să continue o idee. Acum? Da, din păcate mișcarea culturală sau să spunem de luminarea satelor nu numai că a fost abandonată, dar din păcate cred că cultura la sate se reduce ca importanță foarte mult față de regimul comunist, care n-a fost unul, să zicem, atât de luminat. Cu toate acestea, existau cămine culturale, existau, iată, vorbim de anii 70, de mișcarea culturală de la Arcan, și peste tot. Și peste tot în județ și în țară. Din păcate, nu mai avem în Gorj, și asta ar trebui să fie o palmă pe obrazul autorităților, inclusiv gorjene, dar asta se întâmplă în toată țara, subliniez, nu mai avem niciun cămin cultural funcțional. A, plătim oameni pentru funcțiile respective, să ia niște salarii, dar nu se mai fac. Dar nu pe oricine. Asta cu rude și toate cele ale primarilor sau viceprimarilor, nu, astea se întâmplă peste tot în județ, din nefericire. Știți, găsind acolo o atmosferă, să știți că la Câmpofin, la un moment dat, a fost centrul cultural al Văii Jaleșului. După aceea s-a mutat la Arcani. Dar a avut noroc de niște oameni, grozavi acolo. Să știți că la Arcani, la anul, școala face 170 de ani și o să constatăm că de acum 170 de ani, școala din Arcani a avut numai dascăli cu diploma. Și de asta a fost totul așa cum trebuie și arcănenii au fost dornici ca și copiilor să învețe carte. Și atunci au construit școală după școală. Cu forțe proprii. A rămas lui de acolo și nu știu dacă la Arcani a fost Piru Haret când s-a inaugurat școala în 1910, dar am găsit consemnări că a fost la Godinești, la Bălănești a fost de 3 ori, dar școala de la Bălănești i-au căzut pereții. Așa. A fost la mai multe școli din Gorj care s-au inaugurat. Pentru că, trebuie să precizez, în cei aproape 10 ani cât a fost ministrul instrucțiunii, sub Haris s-au construit în vechiul regat aproape 3.000 de școli. Atunci, cu roaba, ce roaba, cu targa, cu brațele, așa, aproape 3.000 de școli. Iar sub doctor Angelescu s-au construit 12.000 de școli în toată țara. Da, vedeți? Păi vreo 20.000 avem în prezent. Deci dacă facem, adunăm pe cele ăsta, deci acelea sunt. Dar ia că un doctor... Ce importanță au avut ceilalți miniștri, apropo de chestia. Da, Spiru Haret a fost un geniu. Nu, așa. Iar doctor Angelescu a fost un băiat sărac care a învățat medicina la Paris, chirurg, a renunțat la chirurgie și a trecut în fruntea ministerului. Simțea că acolo... Poate că ministerul are nevoie în continuare de un oltean și de un chirurg. Dar și un oltean, pentru că Angelescu era chiar din Oltenia și era chiar, să zicem, moștenitorul lui Spiru Haret. Da, puțin știu de Angelescu. De Haret mai știm, dar de Angelescu puțin știu. Pentru că dacă la Haret a fost acceptat în perioada respectivă, nu neapărat pe criteriu politic, Angelescu, venind în perioada interbelică, a fost asimilat foarte mult cu Partidul Național Liberal și știm și noi ce guvernare am avut. Deci automat accentul nu s-a pus pe doctor Angelescu, tocmai de aici și problema. Dar dacă o luăm ca și reforme, ca legi date... Poate că deschizătorul de drumul Spiru Haret, dar cel care a consolidat învățământul românesc, așa, este așa. Cu siguranță doctor Angelescu. Dar asta, să zicem, cum mai putem curtajează, da, colateral. Aș vrea însă să vorbim despre, apropo că propunem aici la Școala Gorjeană, emisiunea Școala Gorjeană, am încercat să vorbim foarte mult despre ce înseamnă acum învățământul gorjean, ce perspective are. Nu ne-am referit foarte mult la trecut, deși, cum spuneați mai devreme, în trecut găsim foarte multe explicații pentru prezent. Și de ce vă spun acest lucru și de asta am vrut? Din nefericire, încet, încet, și mai ales cu trecerea generațiilor, pierdem, natural până la urmă, dar pierdem până la urmă, acel tip de dascăl dedicat complet școlii, cel care a luminat calea pe celor care i-a îndrumat, în același timp, a lăsat și pentru viitor, pentru nepoți, pentru diverse lucruri, diverse cărți și de valoare. Pentru că acum toată lumea este în învățământ, are câteva cărți scrise.
dar cărți care nu se sunt făcute de pe internet sau în alt fel. Aici aveți dreptate. Am putea să facem o precizare. Că dascălii au țesut o istorie a României. Și să știți că dacă școala de azi va funcționa prost, viitorul României nu va fi ca lumea. Haznaș, doctorul Haznaș în 1927, că nu m-a pus să dau eu părerea, am căzut la părerea lui Haznaș, spune așa că o Românie, ca să progreseze, trebuie să fie condusă de o elită intelectuală. Numai un intelectual știe nevoile țării și atunci luptă să le realizeze. Restul, dacă nu știu nevoile României, ce pot să spun? Ce proiect pot să fac de viitor? De 25 de ani încoace n-am văzut niciun proiect. Și știți, mă așteptam ca la 25 de ani de la Revoluție să fie o sărbătoare mare, să spunem, uite ce am făcut noi pentru țara asta. Da, am făcut ceva? Eu zic, să dea un raport, eu zic că nu prea. Din nefericire nu prea, nu. Și apropo că vorbeați de intelectuali, am senzația că mari intelectuali ai țării, pentru că România continuă să aibă valori, avem. Stau departe de politică, stau departe de funcțiile publice, iar apropo, toți suntem în perioada unui guvern tehnocrat, a nu se confunda, pentru că am văzut chiar în aceste zile o discuție că personalități intelectuali de valoare vin ca tehnocrați în guvern. Aiurea. Deci tehnocrații aceștia nu sunt tot una cu intelectuale. Ei s-au remarcat. Aici să ajungem, da. Nu, eu aș fi vrut să văd niște lucrări ale lor, nu să văd ce funcții au deținut și ce avere au. Ce nici măcar avere n-am aflat deocamdată, trebuie să pună declarațiile de avere, că nefiind în domenii publice, n-au avut declarații de avere, da. N-au, nu le-au dat. Acum, vreau să vă zic că pe timpul cât eram eu elev, am plecat vacanța de anul nou acasă și când ne-am întors la școală, era un ministru, era un academician, nu? Că nu, perioada respectivă nu s-au folosit de oameni proști în funcție de academician. Eu nu mă știu de niciun academician să fie fost folosit pe undeva în structurile astea. Când ne-am întors, toți care rămăseseră corigenți pe trimestru respectiv la trei materii, s-au fost declarați de repetenți și matriculați. Deci o măsură bună. Acum nu, îi promovăm, îi ducem. Da, cred că singurul academician care a fost ministru după 1989, cred că e Răzvan Teodorescu, dacă da, cel a fost la Ministerul Culturii. Da, a fost la Ministerul Culturii, da. Cred că nu avem altul, sau cel puțin eu nu. Nici eu nu, uitați-mi și de... Da, însă, întorcându-ne pe vremea, și vorbim de ultimul secol, că practic e vorba, Grigore Popa zămarchează un secol în Gorj, ca dascăl și ăsta, secolul 20. Se împlinesc 100 de ani, s-au împlinit, de fapt, da, în acest an 100 de ani de la nașterea domniei sale, dar dânsul a trăit și a creat în secolul trecut. Cu toate acestea, rămâne prin ce a făcut și iată că vorbim de Grigore Popăză la 100 de ani de la naștere, probabil vom vorbi și mai târziu. Și mai sunt dascăli remarcabili despre care se poate vorbi și generațiile lor de elevi se pot vorbi de... Din păcate, sunt foarte mulți dascăli, poate mult prea mulți, despre care nu poți să vorbi, nici nu ți-l mai amintești când ai plecat de la școală, nu mai vorbim de urmași și de toate celelalte. Da, dar sunt și astăzi dascăli în Gorj care putea să facă parte din orice guvern. Cu siguranță. Avem mulți. Avem mulți dascăli că ar putea să fie acolo. Bine, sus. Problema e că ar putea să facă, că spunem noi asta și știm valoarea lor, nu că se visează unii nu, la... Nu, au nu, ei nu, o părere nu, bună despre noi ei. Noi știm valoarea lor și sunt destul de departe. Ce se întâmplă? Am văzut o chemare ca să așa anumite partide să cheme dascăli alături de ei. Eu nu sunt de acord cu treaba asta și a spus, bă, lăsați dascării să treacă în fața voastră, nu se vină dascării lângă voi, treceți voi în spatele dascărilor, lăsați-i pe ei să facă treabă în țara asta, intelectualii. Da, ei ar trebui să fie tehnocrații și apolitici în același da, timp, pentru că, pe din nefericire, politica a stricat multe și lucruri în învățământ, indiferent de culoare. Vreți să vă zic o treabă de asta, un lucru din asta, la 1900, acum să facem o deosebire de clasa politică, ce să... Să schimbăm clasa politică. Nu o schimbăm așa ușor. Dar trebuie să lăsăm să treacă în fața lor cei care se pricep, care știu probleme țării. Că noi vindeam Roșia Montană, vindeam aurul, dar solul conține atâtea bogății că vorba aia, dădeam degeaba terenul. Vreau să vă zic,
Să facem o deosebire. În clasa politică sunt unii politicieni. Unii sunt oameni politici, să-i deosebim, și altul politicieni. Și în dicționar, pentru că aici am găsit noțiunea de politician și politicianism și trebuia să lămuresc treaba. Ce așa, politician. În dicționar scrie și o să citesc așa cum scrie acolo. Este o persoană abilă, fără principii și fără principii, care subordonează problemele politice principiale intereselor personale. Ăștia ar trebui aruncați la gunoiul istoriei, la dar de gunoiul istoriei. Mai sunt și acolo oameni, mai sunt și oameni adevărați. Mai sunt oameni care fac politică adevărată. Dar nu, deci politicianiștii ar trebui împiși la o parte. Și aș vrea să vă arăt pe undeva pe aici despre politicianismul la 1900, când Iuliu Moisil, flacăra culturală gimnaziul Tudor Vladimirescu, a fost făcută praf tocmai de acești politicianiști. Și am preștea, cum zice Iuliu Moisil, a plecat în capitală, toți au fost împărțiți prin țara asta, s-a ales praful de acea flacără. Iacă, tot niște oameni care nu știau ce au de făcut. Și flacăra care s-a aprins la gimnaziul Tudor, dacă rămânea acolo și continuau, eram departe cu județul. Nu eram un județ sărac. Eram un județ de oameni deștepți. Da, bine, aia posibil să fim în continuare, din păcate economia se bazează doar pe ceva pe care descoperit în anii 50 sau valorificat în anii 50. Acum dacă vorbim de descoperirile științifice, știți, tot oamenii de știință, oamenii cu cap, au pus în mâna unora instrumente foarte puternice, ce știu, și arme și ce știu, și industrie și așa mai departe. Dar este un decalaj între asta și modul în care este folosit. Acest decalaj. Cei care dețin acea forță mare o folosesc în scopuri mizerabile, în loc să o folosească pentru a înflori țara. Nu, în loc să fabricăm nu știu câte avioane, să demolăm nu știu ce țări, am putea face niște spitale, am putea face multe alte lucruri și să fie pace pe pământ. Pacea nu vine cu avioane, pacea vine cu nivelul de trai. Da, este important ce spuneți. Dar școala a făcut acest decalaj. Da, este și din nefericire. Din nefericire. Da. Sau poate. Sau poate. Poate fi văzută și în oglindă și invers situația, dar tot acolo ajungem ca și concluzie. Dascol, averea României, că am tot revenit la acest, da. La acest leitmotiv. Și era o tradiție de-a lungul anilor, în toate satele Gorșului, chiar de pe vremea lui Spiru Haret și continuăm până în anii comuni, poate chiar și acum, din nefericire tot mai puțin, dascălul și, sau dascălii și biserica, preotul, erau cei care duceau mai departe tradițiile, dădeau direcția în comunitatea și respectivă. Și în fața căruia tot satul se ridica în picioare. Da. Din păcate, dacă bisericile încă mai există, școlile au cam dispărut din multe sate ale Gorjului și ale țării, pe reformă, pe copii mai puțin, pe multe alte considerente. Nu mai este dascălul, este și de aici privat de a merge de a duce mai departe lumina. Aici vorbește Uleva despre activitatea extradidactică. Între școală și comunitate nu este suficient să mergi la școală și să ții orele cu copiii, ci trebuie să ieși la adunările sătești. Nu se mai fac. Vedeți, începând cu Spiru Haret și cu Angelescu, păi erau căminile culturale, acolo deau serbări, șezătorii, așa. Și un rol important l-au jucat bibliotecile. Ia că acum, ne-am dus undeva, dar acei doi elevi de gimnaziu de la Cornești, la 1917, au făcut o bibliotecă, Crinul Satelor. O bibliotecă cu niște scopuri extraordinare și să vedeți cum împrumutau cetățenii, locuitorii comunelor de pe acolo, cum împrumutau cărți de la bibliotecă. Spre norocul nostru am găsit și un caiet pe care erau trecute cărțile și cine le împrumutase. Deci, ia că
cartea a pătruns la școală, nu numai la elevi, a pătruns și rândul maselor și ceilalți care și școala de adulți înființată de spiruharit și analfabeți să învețe să citească și erau și cei care știau să scrie să citească și ei erau școliți ca să zice nivelul de cultură mai sus un pic. Deci ia că interesul pentru masă. Acum da. Ce facem? La activitățile acestea extradidactice sunt foarte importante și nu pune nimeni bază pe ele. Da, din nefericire, pe hârtie sunt foarte multe activități extrașcolare, cum se numesc ele acum. Din păcate, de multe ori se rezumă... Poftim? Scrie o carte și gata. Da, și se rezumă la foarte puțin. Avem aici două mesaje. Unul dintre ele vă întreabă, mărturisesc că nu știu situația, vă întreabă de situația muzeului din Arcani, Grigore Pupăză, despre care spune așa: salut prezența domnului profesor și mai ales salut munca făcută de-a lungul anilor. Aș dori să știu ce se întâmplă cu muzeul Arcan, deoarece în presă a apărut că este într-o situație disperată și că se poate închide. Să vă zic așa, se putea închide dacă n-aș fi avut să stau câți bani pe acolo. La ora actuală am obținut niște bani și am hotărât să punem acoperișul. Deci de acum nu mai plouă, că până acum ploua în el zdravăn. Nu mai plouă, muzeul nu se va închide. Am reușit să schimb niște ferestre, să pun ferestre ca lumea, să pun niște ferestre ca lumea anul trecut. Voi continua să le pun acolo. Aici m-a ajutat domnul director al Muzeului Județean cu oamenii dânsului. E un om extraordinar și... Dacă nu eram pe acolo, într-adevăr că ar fi ajuns un muzeu în aer liber ca cel de la Sibiu. Dar deocamdată nu ajunge. E sigur, acum nu mai plouă și de acum încolo începem să amenajăm interiorul. E un pic de lucru și în mod sigur, lucrurile vor fi duse la bun sfârșit, pentru că peste 2 ani, muzeul face 50 de ani și sunt hotărât să fac un apel la toți care pot să ne ajute, dacă nu sunt bani, să renovăm interiorul. Și voi face apel măcar la cei, la arcărienii mei care au dus piese acolo, pentru că am și inventarul muzeului, l-am și la fiecare o să trimit o scrisoare, așa să contribuim ceva așa cu niște bani. Eu o să încep primul, o să pun niște bani acolo să aranjăm interiorul. Nu e mult de lucru la interior, dar îl vom pune la punct. Avem multe piese, să știți că avem piese de valoare europeană, nu așa, nu suntem, eu le știu, nu, încă nu le-am scos afară, pentru că nu era locul să plouă pe ele, dar, da, să vă zic așa, ca urmă, avem acolo o carte de identitate a unuia din Stroiești, David Soiu, care era paznic la Mănăstirea Tismana la 1819. Interesant. Iacă, da. O carte de identitate. Și am întrebat, mai găsim pe undeva prin țară? Și sunt multe, multe valori acolo ale unor locuitori ai comunei Arcani. Și în stupărit avem mai multe. Aș vrea să fac acolo un lăcaș, adică o cameră să o amenajez special pentru elita Arcani, pentru dascăli Arcani, pentru cei care au învățat carte. Să vedeți ce lucruri, ce oameni au ieșit de acolo. Și oameni grei care au jucat un rol important în lume. Nu se duce, nu? Am înțeles și e bine, deci telespectatorul a avut răspunsul pe care dacă vrea să mă contacteze, să începem noi să punem noi niște bani și să începem lucrările. Da. Dar am nevoie și de muncă voluntară. E ok, nu știu, nu spune de unde este sau ceva, deci dacă vreți îl contactați pe domn profesor ca să ajutați la reparații, la salvarea muzeului din Arcani. Altcineva vă întreabă și spune așa: domnule profesor, am văzut că au apărut mai multe cărți ale lui Grigore Pupăză, cum pot intra și eu în posesia lor? V. Apostol semnează. S-ar putea să-l și cunoașteți dacă ai semnat. Apostoli sunt, știu, sunt din Runcu. Așa. Apostolii nu știu care sunt, sau din Dobrița că sunt. Așa. Ce se întâmplă? Nu am scos suficient de multe pentru că astăzi este moda că nu se citește. Dar dacă sunt interesați, îi spun numărul de telefon, dacă cred că e la televizor.
Da, e mai bine să nu-l dăm în ăsta, dar aici, dacă vă doriți să aflați de ăsta, sunați pe, trimiteți un SMS pe numărul pe care îl aveți pe ecran, tot ați trimis mesajul, ne-ați trimis și mesajul și eu vă promit că vă trimit înapoi numărul domnului așa, profesor. Și o să le dau aceste cărți, sunt interesante și mă rog că dacă este de pe Valea Jaleșului, are multe lucruri de învățat. Sau dacă a învățat carte, sunt multe lucruri care îi prind bine și lui, și copiilor lui, și nepoților. Una din cărți este și pentru nepoți. Da, ne apropiem de finalul emisiunii, ne-au mai rămas 2 minute. Nu putem să încheiem această discuție fără a privi, dacă am privit spre trecut, să privim și spre viitor. Cum gândiți, ați făcut acest efort foarte mare de a edita aceste cărți, cărți de mare valoare, cum spuneam, și mai sunt, spuneați că mai aveți arhivă. Cum gândiți că acestea să ajungă la cât mai mulți, cât mai mulți cititori? Adică vă gândiți la biblioteci publice, vă gândiți la varianta cu internetul pe format electronic? Unele au ajuns deja în bibliotecile mari. Unele au ajuns pe acolo și mă străduiesc ca în perioada următoare să ajungă. Interesant este să se ajungă școli. Am luat legătura, dar n-a fost interes prea mare pentru treaba asta, mai ales dascălii averea României. Nu putem să ieșim în față decât cu dascălii. Viitorul României este în mâna dascălui, nu în mâna altuia. Și, în sfârșit, eu am făcut eforturi mari ca să apară aceste cărți, am fost ajutat și de alte persoane și în cele ce urmează, în timpul iernii, pot să rezolv câte două, trei. Nu, dar mă gândeam și la varianta în cazul, că până la urmă dumneavoastră, din ce ne mărturiseați înainte, de practic le-ați dat fără un beneficiu material. Nu, în aceste condiții... Le-am dat gratuit. Da, în condițiile acestea nu vă gândiți cumva și... cedând, practic, aș ceda și drepturile de autor cu ocazia aceasta. Nu vă gândiți să formă și o variantă electronică, pentru că știm cum sunt generația acestea tinere, citesc, dar în format electronic, îs mai puțin atras de carte. Mai simplu este electronic. Deci, mai simplu este electronic uneori. De fapt, la Arcane avem un site www.muzeularcan.ro și cred că o să le pun. Ar fi o idee foarte pe bună. Pe site-ul de acolo și de acolo să și le descarce fiecare să citească să, pentru să că să au citească. Ce... Din păcate, timpul alocat emisiunii noastre s-a terminat. Eu vă mulțumesc și îmi pare rău că n-am putut să vorbesc despre niște dascăl de importanță națională. E o provocare pentru o emisiune viitoare în care să vorbim despre figuri de dascăli și alții decât Grigore Pupăză. De fapt, n-a făcut nimic altceva decât să aducă în actualitate valorile României. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Dragi telespectatori, a fost domnul profesor Dan Pupăză. Am vorbit despre dascălul Grigore Pupăză, 100 de ani de la naștere. Mulțumim pentru atenție. La revedere!